etap, pe ceva mai lung decât un meci de fotbal. Da. Așa, în care ne-am dat cu părerea tot așa despre anumite fapte petrecute. Sigur că ne-am bucurat să vă auzim și pe dumneavoastră, cei din spatele camerei, nu? Trebuie să vorbim acum la cameră, ca la televizor. Eu sper că chiar așa cu, să zic, întinderea ei, această seară ne-a fost folositoare tuturor. Vrem să le continuăm. Toate discursurile despre, sau mă rog, discursurile, evocările, că nu-mi place cuvântul la discurs, măcar și pentru faptul că îi întrerup, toate evocările lui Nicolae Steinhardt au dus spre ceea ce Vulcănescu, că tot s-a pomenit numele, numea identitate de atitudine, care e ceva mai importantă decât toate identitățile în această lume, religioase, nereligioase, politice și de altă natură. Adică, la un moment dat, atitudinea este cea care ne unește și care ne poate ține, eu știu, la un loc pentru un parcurs mai lung sau mai scurt. Dacă cineva dintre dumneavoastră dorește să spună ceva, acum este momentul. Întrebări? Dacă întrebări, completări, vă rog. Vă dau și microfonul ca să se poată auzi, că nu se audă în... Suntem urmăriți live, cum se spune. Luați microfonul.